Se filmează, iară din acțiune, ce ne face Nu Di? știu, ghiciți. Oare ce ne face Di? Ouă, brânză de burduf, urdă, mărar, oare ce? Erba cipolina, Ceapă, verde uscată, smântână, de la dulceață, cine? De la Dinarus? fructoză, Adică zahăr? coajă de lămâie, un pic de sare, făină, hojdu, gabonă, premium, de la frații noștri maghiari din Budapesta. Ulei de măsline, De la cine? nu știu, că nu-i de la noi, din Grecia, dar Aia deci nu-i de la tine. nu-i de la mine. Atunci ai de la Becali. Apă minerală, carbogazoasă, lăptișor de casă de la doamna Adina Rus, cu multă, multă smântânică, că o să folosim la ceva smântânica. Și cam atâta. Ce pot folosi toate ingredientele acestea? Ce ne face cu conajdii? Nu poate vorbi. L-am lăsat fără cuvinte. Dar știu că îi place foarte mult. Oare ce fac? Că ți-am promis ieri. Da. O să pregătim o rețetă nouă de clătite. Să sperăm că nu ne facem de rușine. Da, ziceți de mine că ce brațe am, uite că și ea. Alterofilă! Și iară brațele. Suntem surori, nu? Bine, o să începem. 5 ouă întregi, ca să fie mai ușor, o să le batem împreună, fără separat albușul, separat gălbenușul, că suntem în contratimp. După care, puțină sare, un vâr de linguriță, 3 linguri de zahăr din fructe, adică fructoză, coajă de la o lămâie, aici e o lămâie mai micuță, nu a avut sora mea răbdare să răzălească mai mult. Așa? Era mare. Da, în ochii tăi. Făină albă, puteți să faceți și cu făină integrală, lapte, ulei de măsline și apă minerală, să mai completăm puțin. Bun, deci ăsta e aluatul pentru clătite. După care am să vă arăt umpluturile după ce o să terminăm de pregătit pasta. Și începem. Deci, punem sare. Venit, dragii mei. Deci am așezat tigaia, puțin ulei sau unt, ceea ce doriți. Și începem să coacem clătitele. Să vedem acum că nu vă garantez nimic, vă spun. Pe prima oricum trebuie să o dăm la La cine? pisicuță. La pisicuță? La Și dacă pisicuța nu de avem la... La pisicuță, pisicuța lui domnul Petrică, nu? oh, repede ai găsit o pisicuță. Da. E urma la mine, vrei să spui. A, așteaptă, dar eu sunt pisicuța. Ai Da, greșit. sigur, tu ești vulpiță. Nu, nici vorbă, nici vorbă. Eu sunt pisicuța, miau, Între miau. timp, vă arăt umplutura. Deci aici avem urdă de la doamna Adina Rus. Două gălbenușuri, trei linguri de fructoză și mărar din piața Ion Meșter, bineînțeles. Bine, deci clătita cred că deja va trebui să mă ocup de ea. Ha, că nu se rupe. Te pricepi. Mă pricep, Liana, ți-am zis, asta e rețetă nouă, inventată acum. No, hai să vedem acum. Stai un pic, încă nu-i coaptă. Hai Stai, să stai, vedem. stai, 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 stai. Dar să știi că pot să fac, uite așa, pot să fac. Ah, ce șmecheră ești. Eu nu sunt obișnuită cu... Eu am alt fel de tigaie. Ce Am tigaie din șmecheră aia ești. neagră. Nu sunt No, obișnuită bine, hai că cu te ierd de tigaia data ta. asta. Nu, dar pot să încerc, ma... Nu, mai bine nu rupe, că vreau să Nu, mănânc așa, așa. așteaptă. Așteaptă un pic să se coacă bine și poate reușesc. Tigaia mea e neagră și mult mai mare. Eu lucrez așa că și... Bucătarii. bucătarii profesioniști. Deci stai să vedem că dacă se coace bine și alunecă bine, rezolvăm și contorsul. Asta nu rezolvi.
Înseamnă că nu e adecvată. A, vezi? Asta nu. Deci nu e adecvată tigaia. Nu poți. Nu pot. Ți-am spus, eu am alte tigaie. Bine, deci poți să o întorc așa? Accepți? Da. De data asta. Bine, deci oameni buni, de data asta facem așa, da? Dar sper că vă place. Uitați ce frumoasă e. Ce culoare! Bun, hai să pregătim repede ce avem aici de pregătit, ca să și umplem prima. Deci, amestecăm totul acolo. Trebuia, de fapt, gălbenușul cu zahărul, dar se poate și așa cum a făcut. Oricum se amestecă tot împreună. Deci, cam un jumate kilogram de urdă, două gălbenușuri, trei linguri de... Ce să pricepe, Di! O să facem așa și o să facem cu urdă. Și asta cred că o să mănânc eu, că e un pic mai prăjită. Nu, nu, ți rog, asta era pentru domne. Ah, pentru domnele noastre spectatoare. Ok, am înțeles, mai întreb o lingură. Bucătarul ultima dată. Deci să știți, vă spun un lucru. Dacă o să stați în bucătărie, să știți că aveți posibilitatea să vă săturați numai gătind. Deci captați energia de la mâncare prin privire, prin miros și chiar nu vă mai trebuie. Deci ca și cum ați fi mâncat. Dar se poate întâmpla și altceva. Sunt bucătari care gustă din orice fel de mâncare și rezultatul lui că se îngrașă. Bun, deci astea o să le facem răsucite. M-a vrut Lobo. Bun. Și vedeți, în felul ăsta nu mai trebuie să vă gândiți care cu gem, care cu brânză sărată. Le faceți diferit, ați rezolvat problema. Și aici, uitați că merge cuptorul și n-am pus ulei. Nu-i nimic. Bine, continuăm. Ați văzut ce repede se fac? Hai că le fac un pic și mai subțire. Nouă ne plac foarte mult clătitele. Soțul meu preferă clătite cu Nutella. Deci dacă vă spun că soțul meu mănâncă o porție de clătite, 15 clătite, 20 de clătite, deci nu vă spun. Sunt preferatele lui de când o mâncat prima dată, deci numai clătite vrea. Hai că rezolvăm în continuare aici un pic, dacă toți suntem libere. Să mai eliberăm un pic de pe aici. Să nu ne mai trebuie anumite chestii. Aici așa, aici. Următoarea. Și acum cu ce fac următoarea? Cu gem? Lili, cu ce fac următoarea clătită? La bărbați cu gem, da. La bărbați? Să îndulcească. La bărbați? Sau la bărbatul tău? La bossul. La bossul. Bun. Deci asta nu mai îmi trebuie, asta nu mai îmi trebuie, le punem aici. Că e mai bine să fie mai liber. Și să fac o chestie. Aici las sărat și aici las dulce. Și atunci asta e sărată. Ne organizăm puțin. Punem aici. Așa. Mie îmi place să mă organizez bine, încât să-mi fie munca mai ușoară. Deci am ajuns la ultima clătită, care va fi uriașă. Uitați, vedeți cât a luat. Am să fac o clătită uriașă. O clătită uriașă am să fac. Clătită uriașă pentru oameni uriași. Da? Bun, lăsăm să se coacă. De astea nu mai avem nevoie. Ultima umplutură. Care e destul de puțin. Are nimic. Okay.
Și asta întoarcem în direct sau? Cum vrei. Numai ultima parte. Deci am vrut să vă arat că se poate face în felul următor. Se coace pe o parte, imediat ce se coace pe o parte, se pune umplutura, da? În timp ce ea se coace. Și atunci umplutura aceea o să pătrundă bine în clătită și o să aibă gust bun. Mai ales când se face cu Nutella care se topește, e foarte indicat să procedeze așa. Știți? Bun. Focul stingem că deja am terminat și o răsucim direct aici. Să vedem de la degetuțe. Domnul Mondial, cu ce dorești să servești? Clătite simple. Cu brânză. Clătite cu gem. Cu brânză. Clătite cu brânză sărată. Sau clătite cu urdă și mărar. Cu brânză sărată și cu ceapă verde. Poți să te servesc așa sau ai nevoie de o farfurie? Farfurie. Da. Farfuria, tată. Poftiți. Serviți-vă și să ne spuneți impresiile. Bata. Exact în direct. Și vreau să vă arăt că am pus ca model una pe față, una pe